maioria. Jesus într-o zi se ruga într-un loc anumit. Deci e bine să ai locul anumit de rugăciune, nu Iisus? Avea. Eu știu locul de într-un loc anumit de rugăciune. Am vorbit azi cu frate și mă se pregătește de predică. Zic, eu nu mă pregătesc de predică, că eu mă duc la rugăciune. Când ai străbit rugăciunea, unul din ucenici lui i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. S-a supărat Domnul, i-a păstrat Domnul, că nu știu nici măcar să se roage. Nu, ce-a făcut Domnul? I-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Dar după rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, le-a mai făcut o precizare. Și dacă a făcut-o după rugăciunea Tatăl nostru, eu înțeleg prin aceasta care are importanță majoră. Și aș vrea să citesc această precizare care a făcut-o Domnul. Apoi le-a mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prieten, împrumută-mi 3 cui, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce spune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă cumpăra. Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scot să-ți dau cui. Vă spun, cine a spus aceasta? Domnul Iisus. Vă spun, credeți că e valabil și pentru noi? Amin. Vă spun, chiar dacă nu s-a sculat să-i legat pentru că este prieten, totuși, pentru un alt motiv, se va scula să-i dea. Care motiv? Măcar pentru stăruința lui supără, tot se va scula și va da tot ce trebuie, lucruri necesare, trebuincioase. De aceea și eu vă spun, Domnul Părășilor și se spune la ucenici, de aceea și eu vă spun, cere și vi se va. Doamne, ajută-ne să credem aceasta. Amin. Un frate a avut o vedenie pentru o soră că să creadă pe Domnul cu. Pe cuvânt. Noi cum trebuie să credem pe Domnul? De aceea cere și vi se va da. Căutați și veți. Bateți și vi se va deschide. Numai că mai sus spune că s-ar putea să venim înaintea lui cum? Cu stăruință cum? Stăruință supărătoare. Deci să cerem, dar dacă cerem așa mai normal, mai omenește și nu primim, să trecem și să continuăm cum? Cu stăruință supărătoare. Fiindcă oricine cere capătă, oricine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, se dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, se dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un om, se dea o scorpie? Este vreo dată din ăsta? Eu n-am. Domnul spune că un tată bun nu face asta. Și continuă, ultimul verset. Deci, dacă voi care sunteți, auziți, Biblia e lumea și de rău. Ca și sunteți. Deci dacă voi care sunteți răi, spune aici, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci noi ca oameni răi, noi ca nu ca oameni desăvârșiți, știm să dăm daruri bune copiilor noștri. Și asta facem. Cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din Ceruri, va da? Duhul Sfânt. În altă parte zice, dacă cere cineva, înțelepciune. Deci, dacă cerem Duhul Sfânt, dacă cerem înțelepciune, dacă cerem lucruri cu alte cuvinte care sunt după voia lui Dumnezeu, spune aici, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din Ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Din nou se subliniază lucrul acesta, să cer. Ați avut experiența aceasta să cereți lucruri înaintea lui Dumnezeu și să nu le fi primit încă și să vă opriți să nu vă mai rugați pentru acele lucruri. Ați avut experiența aceasta? Eu am avut experiența aceasta.
pentru anumit lucru și m-am rugat o zi, două, trei, o săptămână, o lună și nu s-a împlinit, nu am primit ce am cerut. Și din diferite motive am încetat să mă mai rog. Am făcut bine? Nu. N-am făcut bine. Dragii mei, în seara aceasta, înainte să vin la rugăciune, am vizitat o persoană bolnavă care nu poate să umble. O persoană bolnavă care nu poate să mănânce singură. O persoană bolnavă care vorbește foarte rău. De câteva ori seara aceasta trebuie să întreb din nou, să repete, ca să-l înțeleg bine. Am să-l înțeleg ce vorbește. Și m-am gândit, Doamne, cu ce aș putea să ajute persoana aceasta? M-am gândit, eu stând acolo de vorbă cu el, am meditat și am venit aici. Am trebuit să-l încurajez cu ceva, cu ce aș putea să-l încurajez? Și i-am spus, Alfred, tu ești aici pe pat, e adevărat, dar ai și motive de mulțumire înaintea Domnului. A spus, tu ai un pat cald, mulți nu l-au. Dacă mergem cu mașina pe stradă, vedem oameni care locuiesc în stradă, pe stradă, sub poduri, în corduri. Nu au un pat cald, ca și acea persoană care eu am vizitat-o, ca și cei care suntem aici. E un motiv de mulțumire aceasta să ai un pat cald, să te duci acasă, aleluia, să te pui pe el, să te odinești, avă să Domnul, să mărire lui. Am zis, Alfredo, tu ești aici pe pat, de adevărat, dar ai o mâncare caldă dimineața, una la amiază și una seară. E o binecuvântare aceasta să poți să-ți hrănești trupul cu o mâncare caldă, pregătită. Și am spus, poate nu-i ca la restaurant. El locuiește într-un place din ăsta, într-un azil mare din stat, de bătrâni. Într-un nursing. Dar a zis, tu ai un motiv de mulțumire, ai trei mâncări pe zi. Și el a spus, îi aproape ca la restaurant mâncarea. Deci e mâncare bună. Și am găsit un alt motiv de mulțumire. Și apoi am pus Alfredo, tu ești aici, într-un loc în care, chiar dacă ești bolnav, Dumnezeu te-a binecuvântat să ai acest loc, cu toate condițiile care le are. Probabil că nu-i unul de o clasă foarte înaltă, dar vă spuneam, are un pat cald, are trei mâncăruri pe zi și oameni care se schimbă și îl îngrijesc pe el și pe ceilalți care sunt acolo. Și am găsit motive de mulțumire. Și am vrut împreună cu el să vin înaintea Domnului și cu mulțumire. Dar am spus, Pedro, pentru nevoile care tu le ai, tu nu poți să umbli, tu nu poți să mănânci singur, tu nu poți ca să muncești pentru tine. Știi ce a spus? Aș vrea să mă rog să mă pot să mă duc pe picioarele mele la biserică. Auziți ce dorință avea el. Ce binecuvântare pentru noi că am putut să ne ridicăm, să venim de la casele noastre, să putem să venim pe picioarele noastre la casa Domnului. Sigur, slavă Lui! Un autobuz de oraș, dar am putut să venim. Și asta am vrut. Nu-i greșit. În primul rând, înaintea Domnului, trebuie să fii mulțumit pentru starea care ești. Biblia zice, mulțumiți-vă fiecare cu ce? Cu ce aveți. Da! Ce am înțeles eu. Dacă sunt lucruri necesare, care trebuie, lucruri necesare, care nu le aveți, pentru acestea, trebuie să venim cu ele înaintea lui Dumnezeu. Și împreună cu el m-am rugat ca Domnul să-i dea din nou putere să umble. Eu l-am cunoscut când omul acesta era un bărbat puternic. În toată puterea lui. Un bărbat puternic. Dar acum este așa cum am spus. Și m-am rugat împreună cu el ca Domnul să-i dea putere din nou să umble. M-am rugat împreună cu el ca Domnul să-i dea putere din nou să poată să mănânce singur. Să-i dea putere în brațe ca să muncească. Ca să poată să se descurce pentru nevoile lui, mama a spus să ne rugăm ca să poată să vorbească mai bine. Vorbește, dar mai rău. Să poată să vorbească mai bine. Ne-a rugat și pentru aceasta. Și apoi am pus așa un capar la rugăciune și am spus, Doamne, eu mă rog să-i dai din nou putere, să-l ridic de aici, da. Mă rog ca el să fie un copil al tău, puterea care tu i-o dai. Tot ceea ce tu îi vei da, Doamne, să folosească pentru împărăția ta spre slavă. Amin, slavă Lui. Și pentru nevoile lui personal. Dar să folosească pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu.
Mărire Lui. Nu știu, a spus Doamne, nu știu care e planul Tău cu el, nu știu. Dar, dacă rugăciunea mea este după voia Ta și lucrurile care le-am cerut, fac parte din planul Tău, ascultă-mă. Și am plecat de acolo. Și am venit la rugăciune. Și acum mă rog împreună cu noastră și continui să mă rog pentru el. Când l-am mai vizitat pe acest băiat, îl cheamă Alfredo, cam singura lui dorință care o are, este ca să ne rugăm pentru el. A spus Alfredo, când mai duc la tine, ce să-ți aduc? Ceva de mâncare. Mă, mai nu, poate să bea apă singur cu paharul, poate să țină paharul singur în mână. A spus Alfredo, ce să-ți aduc? A spus nimic, am tot ce-mi trebuie. Vedeți? Un om în situația care este fără pretenții între lui Dumnezeu. Dar spunea el, rugați-vă pentru mine, asta e dorința lui, să ne rugăm pentru el. Și mai are o dorință să vină la biserică. Așa cum în situația care este, dar se pare că este foarte greu ca să se facă toate rugile, să poată să fie de aluzea. Rugare, niște condiții mai speciale, are niște nevoi mai speciale. Dragii mei, aș vrea să venim în rugăciunea aceasta și să ne asemănăm cu acest om. Să spunem, Doamne, pentru ce avem, veni să-ți mulțumim. Amen. Nu că nu avem ce, nu că nu avem nevoie, avem. Și le aducem înaintea Domnului. Deci, încă o dată, să venim să-i mulțumim pentru ce avem. Dar, pentru ce nu avem, Biblia ne-a învățat în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Dacă cineva inițiază ceva, ce se facă? Ceară. Cine cere, capătă. Cine bate, credeți că promisiunile acestea sunt și pentru noi? Amin. Cuvântul acesta este pentru noi în seara aceasta. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus când s-a rugat, a spus, Tată, mă rog pentru cei care mi-ai dat Tu. Dar nu mă rog numai pentru ei, ci mă rog și pentru cei care vor crede prin ei. Promisiunile acestea n-au fost numai pentru ucenici atunci și acolo. Promisiunile acestea au fost atunci pentru ei, atunci și acolo, și pentru noi acum și aici. Slăviți să fie Domnul! Slavă Domnului! Slăviți să fie Domnul! Am primit un mesaj, vă spun doar ca și încurajarea credinței voastre. Am știut când am plecat de acasă, soția mi-a spus că toată ziua nu s-a simțit prea bine. Dar mi-am adus cartele la orchestră și am zis, mă duc la rugăciune. Și am primit mesaj acum și mi-a spus, dacă poți aia acasă, că nu mă simt prea bine, mă simt destul de slăvit. Și eu m-am rugat pentru ea. Am zis, dacă mă duc acasă, ce pot să fac? Ori să o duc la urgență, ori să mă rog și acasă pentru ea, nu? Și m-am rugat pentru ea. Și frate mi-a spus, ce am avut o vedenie. Domnul a pus balsam acolo, la soția ta, a pus balsam pe rană. Avem un Dumnezeu minunat. Slavă Lui în veci, mărire Lui. Slavă Lui, e mare și simplu, dragii mei. Acum, să mă apun să vă prindem aici în ceas, să vă despic fiul în patru. Eu v-am spus experiențele care le-am avut astăzi, experiența care am avut aici când am venit. Domnul este un Dumnezeu puternic. Mărire Lui în veci. Aleluia. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, cu cât mai mult, Tatăl vostru. Auziți cine e Dumnezeu pentru noi? Nu e numai Dumnezeu, este Tatăl. Auzi. Am vrea să ne plecăm la rugăciune. God bless you. Amen.